No, ai despre asta. Asta. Eu zic asta să origine. votăm. Despre e e asta. Din cele două propuneri no, discutate, exact. care vă place cel mai mult? Cred că cea așa unei a fost puțin mai bună. Mm. Mm. De acord. Cred că așa unei a fost mai clară. Mm -hmm. Mm -hmm. O votez pe -a ei. Mm. Și eu. Slavă lui Dumnezeu! Bine, așa facem. Lucrați individual și pregătiți-vă. Da. Bine. 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 Hei, Darren, propunerea ta n-a fost aleasă. Ești bine? N-am fost foarte încântat când toți au votat pentru Shauna. Înainte, toți erau în favoarea propunerilor mele. Dar acum Shauna e mai talentată decât mine în orice privință. Sunt puțin invidios și mă gândesc cum să o întrec. Se manifestă dorința ta de statut. Înainte aveam aceeași problemă. Citind cuvintele lui Dumnezeu, am schimbat asta. Cum a fost acea experiență? Poți să-mi povestești? Sigur. Asta era în 2019, când am fost ales lider. Pe atunci, supravegheam producția video. Învățând de la câțiva lideri de echipă, am început treptat să stăpânesc principiile producției și să am o perspectivă proprie. În timpul discuțiilor, ideile pe care le menționam câștigau aprobarea tuturor. Pe măsură ce filmele pe care le produceam deveneau mai bune, persoane din alte biserici veneau să învețe de la noi. Mă simțeam foarte împlinit. Gândindu-mă, nu numai că mă pot ocupa de lucrarea bisericii, dar pot identifica și probleme în producție. Dacă cei din biserică au probleme, vin să-mi ceară sfatul. Per total, Cred că sunt un conducător calificat. Dar fratele, ce mi era partener, n-a putut face față lucrării și a fost suspendat. Iar sora Lisa mi-a devenit parteneră. Am început să fac calcule. Lisa avea o părtășie mai pătrunzătoare, dar eu aveam mai multă experiență în producția video. Nu-mi putea egala aptitudinile. Iar ea era cam relaxată în vorbe și acțiuni. Per total, eram în avantaj și cel care îndruma lucrarea noastră. Însă treptat, Lisa s-a familiarizat mai mult cu lucrarea bisericii. A devenit mai eficientă în părtășia ei și în soluționări. Frații și surorile au început să o întrebe pe ea, iar eu nu mai eram singurul remarcabil. Când am văzut că Lisa era harnică în lucrarea ei și oferea părtășie mai practică decât mine, am început să mă simt amenințat. Mai ales când am observat că liderii de echipă îi aprobau adesea ideile. Am devenit și mai invidios. Dacă lucrurile continuau, m-ar fi eclipsat mai devreme sau mai târziu și... aveam să devin tot mai nesemnificativ. Nu. Trebuia să fac ceva ca să o întrec. Hmm. Și eu am problema asta. După aceea, când discutam lucrarea... Voiam mereu să-mi spun primul ideile. Odată, discutând despre problema unui film, le-am spus sfatul meu. Dar n-au considerat-o o chestiune de principiu. Mi-au respins ideea și au schimbat subiectul. M-am simțit puțin cam umilit. Am avut o idee bună, deci de ce nu m-am putut face înțeles? M-am blocat într-un moment crucial. Am arătat că nu eram la nivelul lisei. Când li s a avut părtășie, m-am simțit complet umilit și am devenit și mai invidios. Odată, după o discuție, un lider mi-a spus așa. În ultimul timp, parcă am tulburat. Te grăbești să vorbești primul înainte să înțelegi despre ce e vorba. Iar asta ne-a perturbat gândirea. Apoi, trebuie să-ți explicăm totul din nou și întârziem progresul lucrării. Trebuie să reflectezi. Ce ai gândit când liderul a spus așa ceva? Da. Am fost foarte descurajat auzindu-l. În trecut, majoritatea ideilor mele erau acceptate în discuțiile cu liderii. Însă, de când a venit Lisa, statutul meu printre ceilalți se diminuase. Nu le păsa de ce spuneam, chiar perturbasem lucrarea. Cum mai puteam da ochii cu ei? Nu numai că n-am reflectat, ci am dat toată vina pe Lisa. Timp de mai multe zile am stat îmbufnat, m-am simțit tot mai deprimat și am fost tot mai ineficient. O stare proastă ne afectează datoria. Deci ai realizat că era într-o stare proastă? Da, da, deloc. Odată, o conducătoare superioară m-a chemat să-mi spună că o parte din lucrarea mea va fi reatribuită Lisei. N-am fost încântat, dar n-am spus nimic. M-am gândit: După această repartizare, e clar că Lisa va supraveghea cea mai mare parte a lucrării, iar eu voi fi un asistent. Oare ceilalți vor crede că lucrarea a fost reatribuită fiindcă nu mă mai descurc? Înainte conduceam și participam la toată lucrarea. Dar acum Lisa mi-a furat lumina reflectoarelor. Cât timp e aici, voi continua să fiu pus pe tușă. Mă simțeam tot mai prost gândindu-mă la asta, și am plecat din birou cu inima grea. Întors în dormitor, stând inert în pat, nu puteam accepta realitatea. Calibrul Lisei nu era mai bun decât al meu. În plus, sem de mult lucrarea video și aveam experiență. Deci, de ce era mai bună decât mine? Mă simțeam suprimat. Trebuia să-mi recapăt cu orice preț reputația. De atunci, am tot așteptat ca Alisa să greșească, ca să mă pot reinfiltra forțat. Odată, Lisa nu m-a contactat când a mers să discute cu liderii de echipă, iar lucrarea a fost începută fără mine. Am profitat de ocazie ca să i atac în mod pasiv-agresiv acțiunile despotice, revărsându-mi toată frustrarea reprimată până atunci. Am spus că eram doar o marionetă și că nu mai aveam un cuvânt de spus în lucrare. În timp ce vorbeam, Lisa s-a înroșit. Deși m-am folosit de ocazie ca să-mi revărs frustrările, sufletul tot îmi era întunecat. Cam pe atunci, conducătoarea a lansat un proiect. Dar din diverse motive, acesta n-a progresat prea mult. De fapt, aveam tot timpul să ajut la acel proiect. Dar m-am gândit, Lisa e supraveghetoarea principală, deci meritele mele nu vor fi recunoscute. Mai bine, o las pe Lisa să-l facă. Ar fi bine să eșueze. Astfel, oamenii nu vor mai respecta. În perioada aceea, mă întreceam mereu pentru reputație. Nu duceam o povară și făceam lucrurile mecanic. Nici nu puteam să rezolv probleme, iar în lucrarea mea apăreau tot mai multe. În fața acestui fapt, nu am reflectat asupra mea și am devenit tot mai exasperat. Adesea mi se punea pata pe defectele celorlalți. Când a aflat conducătoarea, a avut părtășie și mi-a expus problema. În sinea mea am protestat. Nu sunt doar eu responsabil de lipsa rezultatelor. De ce sunt eu cel vizat? Nu mă cunoșteam deloc pe atunci și dădeam toată vina pe Lisa. Acuzam și liderii de echipă că erau neprincipiali. După ce am refuzat părtășia repetată a conducătoarei și n-am făcut lucrare practică, i-am ademis. După aceea, m-am simțit gol pe dinăuntru, demoralizat. Așa că m-am rugat lui Dumnezeu să mă îndrume ca să învăț din situația asta. Ulterior, am citit cuvintele lui care m-au făcut să mă cunosc. Mm. Dumnezeu a tot puternic spune. Și ce spune semnul distinctiv al antichriștilor în orice grup? Spune următorul lucru: Trebuie să concurezi, concurează, concurează. De fapt, Oamenii de acest fel nu vor neapărat să obțină cel mai înalt statut sau să aibă un grad mare de control asupra oamenilor. Doar că, lăuntric, au o anumită fire, o anumită mentalitate care îi instruiește să facă acest lucru. Care este această mentalitate? Este aceasta. Trebuie să concurez. Concurează. Concurează. De ce trei de concurează? De ce nu un singur concurează. Competiția a devenit viața lor. Pe baza acesteia trăiesc. Aceasta este firea lor. S-au născut cu o fire extrem de arogantă și greu de stăpânit. Se consideră nemai pomeniți. Și sunt extrem de plini de sine. Nimeni nu poate diminua această fire incredibil de arogantă a lor. Ei înșiși nu o pot controla. Prin urmare, viața lor se axează numai pe luptă și competiție. Pentru ce luptă și concurează? Firește, concurează pentru prestigiu? Statut, respect și propriile interese. Indiferent de metodele pe care trebuie să le folosească, atât timp cât toți se supun lor și atât timp cât obțin beneficii și statut, și-au atins scopul. Voința lor de a concura nu este o distracție temporară. Este un fel de fire care vine dintr-o natură satanică. Este asemănătoare firii marelui balaur roșu care luptă cu cerul, luptă cu pământul și luptă cu oamenii. Acum, ce vor antihriștii când se luptă și concurează cu alții în biserică? Fără îndoială. Ei concurează pentru prestigiu și statut. Dar dacă obțin statut la ce le folosește? La ce le folosește dacă alții îi ascultă, îi admiră și îi idolatrizează? Antihriștii înșiși nu pot explica acest lucru. În realitate, le place să se bucure de prestigiu și statut, să le zâmbească toată lumea și să fie întâmpinați cu flatări și lingușiri. Prin urmare, de fiecare dată când un antichrist merge la o biserică, acesta face un lucru. Se luptă și concurează cu ceilalți. Chiar dacă obțin putere și statut, nu au terminat. Pentru a-și proteja statutul și a-și asigura puterea, ei continuă să lupte și să concureze cu ceilalți. Vor face asta până vor muri. Așadar, filozofia antihriștilor este, cât timp ești în viață, nu înceta să lupți. Dacă o persoană rea ca aceasta există în biserică, îi va perturba pe frați și surori? De exemplu, dacă toți mănâncă și beau în liniște cuvintele lui Dumnezeu și au părtășie despre adevăr, atmosfera va fi pașnică și starea de spirit plăcută. În acest moment, un antichrist va avea o criză de furie. Va deveni invidios pe cei care au părtășie despre adevăr și îi va urâ. Va începe să-i atace și să-i judece. Oare nu va tulbura acest lucru atmosfera pașnică? Este o persoană rea care a ajuns să-i tulbure și să-i dezguste pe ceilalți. Așa sunt antihriștii. Uneori, antihriștii nu caută să-i distrugă sau să-i învingă pe cei împotriva cărora concurează și pe care îi suprimă. Atât timp cât dobândesc prestigiu, statut, mândrie și respect și îi fac pe oameni să-i admire, ei și-au atins scopul. Cu cât te lupți mai mult, cu atât vei fi înconjurat mai mult de întuneric și vei simți mai multă invidie și ură, iar dorința ta de a obține va deveni doar mai puternică. Cu cât este mai puternică dorința ta de a obține, cu atât vei fi mai puțin capabil să reușești și întrucât nu poți să obții, ura ta va crește. Pe măsură ce ura ta crește, vei deveni mai întunecat în lăuntrul tău. Cu cât ești mai întunecat în lăuntrul tău, cu atât îți vei realiza mai slab datoria. Cu cât îți realizezi mai slab datoria, cu atât vei fi mai puțin folositor Casei lui Dumnezeu. Acesta este un cerc vicios și interconectat. Dacă nu-ți poți îndeplini bine datoria niciodată, atunci vei fi treptat alungat. Amin. 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 Gândindu-mă la cuvintele lui Dumnezeu, în lupta mea pentru reputație, avem aceeași fire ca Anticristul expus de el. De când am văzut că Lisa obținea rezultate mai bune și câștigase respectul celorlalți, a început să clocotească în mine dorința de a dovedi că nu era mai bună. Nu mă gândeam decât cum să ies în avantaj. Când discutam, întrerupeam ca să-mi spun părere, vrând doar să mă remarc și să o eclipsez, fără să mă gândesc că asta afectează lucrarea. Iar când lidera superioară, i-a atribuit Lisei o parte din lucrarea mea, am devenit și mai invidios. Crezând că îmi furase lumina reflectoarelor, mi-am arătat intențiile malițioase. Am început să caut ocazii să profit de greșelile ei și să-mi revărs frustrările. Ca să-mi realizez obiectivele, oricât rău i-aș fi făcut Lisei. Când un proiect nu progresa, deși vedeam clar unde erau problemele? N-aveam chef să mă deranjez, știind că Lisa supraveghea. Ba chiar speram că avea să ieșuieze. Am văzut că îmi doream prea mult reputație, că eram aspru și nu apăram lucrarea. Concuram pentru reputație și câștig, întrecându-mă cu ceilalți, fără să mă gândesc la datorie. Lucrarea pe care o supravegheam stagna iar eu eram în întuneric. Această întrecere mă prinsese într-un cerc vicios. În tocmai cum spune Dumnezeu, dacă nu-ți poți face bine datoria, vei fi treptat alungat. Așa e. Am cufundat lucrarea bisericii în haos și nici n-am reflectat asupra mea. Dacă aș fi continuat așa, cine știe de ce comportament perturbator aș fi fost în stare? În cel mai rău caz, aș fi putut fi alungat. Da. Din fericire, am fost demis înainte să fac rău. Dumnezeu îmi dădea o șansă să mă cunosc și îmi trata dorința de reputație și statut. Am realizat că acesta era felul lui de a mă apăra. I-am mulțumit, iar starea mea s-a îmbunătățit. Am decis. Să-mi fac datoria în mod practic și să nu mai concurez pentru reputație. Slavă lui Dumnezeu! Să câștigi autocunoaștere prin eșecuri e un lucru bun, da? Da. După aceea am fost mult mai modest în datoria mea. Chiar și când mi se atribuiau lucrări generale și trebuia să fac lucruri mărunte, mă supuneam, știind că Dumnezeu îmi dăduse șansa să mă căiesc și ar trebui să-mi fac datoria practic. Mm. Curând după aceea, a fost lansat un nou proiect video. Și, spre surprinderea mea, toți m-au ales pe mine să-l produc. Am prețuit oportunitatea, am cercetat cu sârg și am căutat principii. După o vreme, filmul era aproape gata. Și, văzând cum a ieșit, am fost destul de mulțumit de mine. Iar izbucnea dorința mea de renume și statut. Poate că am fost demis ca lider. Dar un om talentat se poate remarca oricând. Trebuie să profit de ocazie ca să-mi folosesc calitățile și să-mi dovedesc talentul. Mi-am zis, poate că Lisa e mai bună decât mine la și dar eu sunt în avantaj când e vorba de aptitudini profesionale. Câtă vreme produc bine acest film, toți îmi vor vedea progresul și poate că voi fi iar ales lider ca să o întrec pe Lisa. Într-o zi am auzit că lucrarea progresa cu greu și că unii fuseseră emondați fiindcă au încălcat principiile. Când am auzit, m-am bucurat de răul lor. Lucrarea producției de filme nu s-a îmbunătățit de când am fost demis. E mai rău decât înainte. Înainte puteam să văd problemele și să ofer idei. Așa că e mai bine dacă nu progresează. Pot vedea că nu numai eu nu făceam bine treaba, ci nici Lisa nu și-o făcea bine. Ulterior am auzit că Lisa fusese într-o stare proastă. Părtășiei ei îi lipsea lumina, iar ceilalți erau dărâmați de probleme devenind negativi. Mi-am spus, dacă va continua așa, poate că în lucrarea video va apărea o problemă gravă, iar Lisa va fi demisă. Poate atunci... Voi fi ales lider și voi continua să supraveghez lucrarea. Așa că am continuat să lucrez la film, supraveghind situația Lisei. Când am auzit că ea învățase din tratare și emondare, că starea ei se îmbunătățise, și că restul înțelesese anumite principii prin eșecuri, și că obțineau rezultate mai bune, am fost cam dezamăgit și deprimat. Mai ales când într-o întrunire. Lisa a avut părtășie despre ceea ce câștigase din tot și primise aprobarea tuturor. Am devenit și mai nemulțumit. În mine au izbucnit gânduri pline de invidie. Simțeam că nu mai puteam spera să revin. După aceea, nu mai mai putut găsi motivația și am devenit absent în timp ce produceam filmul. Apoi filmul a fost gata. Dar spre surprinderea mea, conducătoarea a observat o problemă mare când l-a revizuit. L-a repartizat al cuiva să-l editeze. Și nu mi-a mai dat alte îndatoriri. Probabil că ai fost foarte mâcnit. Da. Am fost complet luat prin surprindere. Îmi fusese luat singurul lucru cu care mă puteam lăuda. În vreme ce toți erau ocupați cu îndatoririle lor, eu nu aveam nimic de făcut și săream în ochi tuturor mă simțeam îngrozitor. Eram singur, deprimat, agonizam și eram dărâmat de suferință. M-am rugat lui Dumnezeu. Dumnezeule, știu că sunt în această situație prin dreptatea ta. După demitere, n-am reflectat asupra mea deloc, ci am căutat moduri de a reveni în forță și am mă face remarcat. Am fost malițios și arogant și te-am dezgustat. Acum nu pot face nicio datorie și am devenit un parazit în biserică. Nu mai vreau să concurez pentru reputație. Te rog să mă îndrumi și să-mi permit să mă cunosc cu adevărat, ca să mă pot disprețui și le de mine. Amin. Amin. Am citit cuvintele lui Dumnezeu. Antihriștii își consideră statutul ca fiind mai important decât orice. Aceștia nu sunt doar prefăcuți, uneltitori și răi, ci și extrem de vicioși. Ce fac ei când își văd statutul în pericol? Sau când și-au pierdut locul în inimile oamenilor, când pierd sprijinul și afecțiunea lor, când oamenii nu-i mai venerează, nu-i mai respectă și au căzut în josnicie? Se schimbă dintr-o dată când își pierd statutul, ezită să facă orice datorie. Tot ceea ce fac este de proastă calitate și nu vor să facă nimic. Dar aceasta nu este cea mai gravă manifestare. Care este cea mai gravă? De îndată ce își pierd statutul și nimeni nu îi respectă și nu e ispitit de ei, ies la suprafață ura, gelozia și răzbunarea. Nu numai că nu se tem de Dumnezeu, dar sunt lipsiți de ascultare. Sunt predispuși spre a urâi casa lui Dumnezeu, biserica și conducătorii. Ei năzuiesc ca lucrarea bisericii să întâmpine probleme sau să se oprească. Vor să râdă de biserică și de frați și de surori. De asemenea, ei urăsc pe oricine urmărește adevărul și se teme de Dumnezeu. Ei atacă și bagiocoresc pe oricine e credincios în datorie și dispus să plătească un preț. Aceasta e firea anticriștilor. Și nu este vicioasă? Sunt în mod clar oameni răi. Antichriștii sunt în esența lor oameni răi. Chiar și când întrunirile sunt ținute online, dacă văd că semnalul e bun, înjură în gând și își spun, sper să pice semnalul. E mai bine dacă nimeni nu ascultă predicile. Ce sunt acești oameni? Sunt diavoli. Nu sunt oameni ai casei Lui Dumnezeu. Amin. 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 Natura antichristilor este vicioasă. Imediat ce își pierd statutul și sprijinul celorlalți, nu numai că încep să facă lucrurile mecanic, dar devin și plini de ură invidioși. Își doresc să apară probleme în lucrare, ca ei să poată râde, în ciuda casei lui Dumnezeu. Am văzut că m-am purtat exact cum a dezvăluit Dumnezeu. După ce am fost demis și mi-am pierdut statutul, am devenit invidios și răzbunător. Când am auzit că au apărut probleme în lucrarea Lisei, m-am bucurat în sinea mea. Și abia am așteptat să apară o problemă gravă ca să fie demisă, iar eu să o pot înlocui. Când am auzit că starea ei se îmbunătățise, ceilalți învățaseră, iar lucrarea Bisericii ieșea bine, am devenit deprimat. M-am purtat exact ca un Nu antichrist. Numai antichriștii și diavolul Satana îl uresc pe Dumnezeu și adevărul, sperând că lucrarea Bisericii va sta pe loc, că toți vor deveni negativi și că vor coborâ în iad. Da. Deși eram un membru al bisericii care primise atâta hrană din cuvintele lui Dumnezeu, am căutat reputația în locul adevărului. Am perturbat lucrarea bisericii și nu m-am căit. Setea de statut nu fusese satisfăcută și am sperat să apară probleme. Calisa să nu pară mai bună decât mine. Acestea erau gânduri demne de dispreț. Oamenii din casa lui Dumnezeu ar trebui să fie de o inimă cu el, când văd că mai mulți oameni caută adevărul și țin cont de voia lui, ei sunt fericiți. Da. Când lucrarea bisericii e întârziată, iau atitudine să continue lucrarea. Cât despre mine, am văzut că au apărut probleme și cum ceilalți au devenit pasivi, dar nu i-am ajutat să-și rezolve problemele, chiar am râs de ei. Când stările lor s-au îmbunătățit, iar producția video a luat avânt, chiar am fost nefericit. Gândurile mele chiar erau toxice. Nu apăram lucrarea bisericii și nu eram vrednic de casa lui Dumnezeu. Cât de nerușinat am fost să mă gândesc că trebuia să fiu făcut lider. Părtășia ta mi-a arătat ce gravie să lupți pentru reputație. Mm. Trebuie să învăț din asta și să nu mai trăiesc în starea asta. Da. 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 Deci, cum ai ajuns să rezolvi problema? Am citit. Cuvintele Lui Dumnezeu, care m-au ajutat să-mi înțeleg firea satanică. Ah. Nicio persoană nu trebuie să se considere perfectă sau distinsă și nobilă. Toate acestea sunt provocate de firea arogantă a omului și de ignoranță. Să te consideri mereu special e din cauza unei firi arogante. Să nu-ți poți accepta neajunsurile... Și să nu-ți poți confrunta niciodată greșelile, acest lucru e cauzat de o fire arrogantă. Să nu le permiți niciodată altora să fie mai presus decât tine, e cauzat de o fire arrogantă. Să nu le permiți niciodată altora să-ți fie superiori sau mai puternici, e cauzat de o fire arrogantă. Să nu le permiți niciodată altora să aibă idei, sugestii mai bune decât tine, și când au să devii negativ, să nu vrei să vorbești, să te simți tulburat și abătut și să te superi, toate acestea sunt cauzate de o fire arogantă. O fire arogantă te poate face să-ți protejezi reputația, incapabil să accepti îndrumarea altora, incapabil să-ți confrunți neajunsurile și să-ți accepti eșecurile și greșelile. Când cineva e mai bun decât tine, poate face să răsară ura și invidia în inima ta și te poți simți constrâns încât să nu-ți dorești să-ți faci datoria și să devii neglijent. O fire arrogantă poate face să răsară în tine aceste purtări și practici. Amin. 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 Cuvintele lui dezvăluie cauza competitivității noastre. Da. da. Am reflectat prin prisma lor. Motivul pentru care mereu încercam să concurez cu Lisa era că nu-mi înțelegeam pe deplin firea arrogantă și nu știam cine sunt de fapt. Tot timpul am crezut că sunt competent și experimentat. Eram mândru de asta și mă simțeam mai tare decât Lisa. Am crezut că ajungea asta ca să fac bine lucrarea. Așa că atunci când Lisa a obținut rezultate mai bune, iar conducătoarea i-a dat câteva îndatoriri de ale mele, m-am supărat, considerând că nu era mai bună. Ba chiar am vrut să revin în forță după demitere. Retrospectiv, am văzut că eram doar puțin mai familiarizat cu lucrarea și puteam oferi sfaturi despre producția video, dar asta nu însemna că aveam stofă de lider. Rolul principal al unui lider este să îndrume pe alții să pătrundă adevărul, să rezolve problemele din biserică pentru mersul lucrării. Dar ca lider n-am rezolvat probleme practice. Când liderii de echipă erau în dezacord, se certau și nimeni nu ceda, nu știam cum să am părtășie despre adevăr ca să rezolv problema și să reinstaurez armonia. Când frații și surorile au devenit pasivi și au avut nevoie de sprijin prin părtășie, mi-a lipsit experiența, părtășia mea n-a fost profundă și nu le-am rezolvat problemele. Nu mă pricepeam la niciun aspect al lucrării. Lisa poate că avea unele neajunsuri, dar putea rezolva tot felul de dificultăți apărute în lucrare. Conducătoarea i-a reatribuit ei câteva lucrări de dragul bisericii. Dar eu am fost prea arogant și nu mi-am cunoscut priceperea. Nu eram pe măsura al Lisei, dar tot credeam că eram și nu renunțam, concurând mereu. Eram absurd de arogant. Da. Apoi. Am văzut cuvintele lui Dumnezeu. Nimic nu urăște Dumnezeu mai mult decât oamenii care urmăresc statutul. Întrucât urmărirea statutului e o fire satanică, e o cale greșită. Se naște din corupția satanei. E ceva condamnat de Dumnezeu. Și e lucrul pe care Dumnezeu îl judecă și îl curățește. Nimic nu disprețuiește mai mult decât atunci când oamenii urmăresc statutul și totuși tu Concurezi cu încăpățânare pentru statut. Îl prețuiești și îl protejezi în mod constant. Și în natură, nu sunt toate acestea potrivnice lui Dumnezeu? Statutul nu e rânduit pentru oameni de Dumnezeu. Dumnezeu le oferă oamenilor adevărul, calea ca și viața. Și în cele din urmă, îi face să devină o creatură acceptabilă a lui Dumnezeu. O creatură insignifiantă a lui Dumnezeu. Nu cineva care are statut și prestigiu și este venerat de mii de oameni. Așadar, Indiferent din ce perspectivă e privită, căutarea statutului e o fundătură. Indiferent cât de rezonabilă e scuza ta pentru a urmări statutul, această cale e totuși cea greșită și nu e lăudată de Dumnezeu. Indiferent cât de mult încerci sau ce preț plătești, dacă îți dorești statut, Dumnezeu nu ți-l va da. Dacă nu e dat de el, nu l-vei obține. Iar dacă tot lupti, va exista un singur final vei fi alungat, ceea ce reprezintă o fundătură. Amin. 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 Citind asta, am fost îngrozit de acțiunile mele. Mai ales văzând pasajul. Dacă ți dorești statut, Dumnezeu nu ți-l va da. Dacă nu e dat de el, nu-l vei obține. Iar dacă tot lupți, va exista un singur final. Vei fi alungat, ceea ce reprezintă o fundătură. Prin cuvintele lui, am văzut cum firea sa dreaptă e de neofensat. Da. Da. Biserica am dăduse șansa să fac datoria asta, ca să învăț să caut adevărul și să devin o ființă creată calificată. În schimb, eu am concurat pentru statut. Nu încălcam voit cerințele lui Dumnezeu. Asta e ceea ce detestă el. Da. Deși făceam de mult timp această datorie, când mi s-a cerut să fac un film, nu l-am putut face bine. Când eram lider și aveam rezultate bune, în filmele noastre, asta se datora în întregime drumării Duhului Sfânt și eforturilor echipei noastre, nu contribuțiilor mele. Însă am purtat aceste realizări ca pe o coroană, pe cap, și n-am vrut să-i las pe ceilalți să-mi fure laurii, concurând pentru reputație și aruncând lucrarea bisericii în haos, tot ce am făcut a fost rău și împotriva Lui Dumnezeu, dezgustător pentru El. Chiar atunci mi-am amintit de o soră care îmi fusese parteneră. Avea o dorință puternică de statut și ținea cu dinții de autoritate. Suprima și ataca pe oricine îi amenința poziția. Și chiar a sabotat lucrarea bisericii fără să clipească pentru statut. Pentru faptele ei rele, a fost demascată ca antichrist și exclusă. Ah. Cât despre mine, în mod clar nu lucram practic, dar tot voiam să concurez. Lucru care a perturbat lucrarea bisericii. Dacă nu mă căiam, ci continuam așa, probabil că aveam să fiu alungat. Da. Realizând asta, m-am rugat lui Dumnezeu. Dumnezeule, biserica mi-a dat șansa să fiu instruit ca lider. Dar nu mi-am făcut îndatoririle, n-am mers pe calea cea dreaptă, ci am luptat pentru renume. Toate gândurile și acțiunile mele au fost rele. Și dacă voi fi pedepsit, o voi merita. Dumnezeule, nu vreau să mai trăiesc atât de josnic. Sunt gata să mă căiesc și să o iau de la capăt. Amin, amin. Cunoașterea de sine câștigată era foarte valoroasă. Mm. Slavă lui Dumnezeu. Apoi, conducătoarea mi-a trimis un mesaj, spunând că mi se repartizase un rol într-un imn video. Și îmi cerea ca mai întâi să-l învăț. Am fost foarte încântat când am văzut mesajul. I-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a oferit o nouă șansă. Imnul pe care trebuia să-l învăț se numea Mila lui Dumnezeu pentru omenire. Am citit acestea. Cu toate că orașul Ninive era plin de oameni la fel de corupți, de răi și de violenți, precum cei din Sodoma. Căința lor l-a făcut pe Dumnezeu să se răzgândească și să nu-i distrugă. Deoarece felul în care au tratat cuvintele lui Dumnezeu a demonstrat o atitudine opusă celei a locuitorilor din Sodoma și datorită supunerii sincere în fața lui Dumnezeu și a căinței sincere, precum și comportamentului lor sincer în toate privințele, Dumnezeu și-a exprimat încă o dată mila sinceră și a revărsat-o Asupra lor. Ceea ce Dumnezeu dăruiește omenirii e imposibil de reprodus de către cineva. Și e imposibil ca vreo persoană să aibă mila sau toleranța lui Dumnezeu. Ori sentimentele lui sincere față de omenire. Amin. 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 Iubirea lui Dumnezeu e profundă. Chiar este. Prin cuvintele lui, i-am văzut intenția de a ne mântui. Dumnezeu s-a înfuriat și avea să distrugă oamenii din Ninive, din cauza corupției și răutății lor. Dar când ei s-au căit sincer lui Dumnezeu, el și-a domolit mânia și nu i-a distrus. Am realizat că Dumnezeu prețuiește căința sinceră. Da. Deși am perturbat lucrarea și am comis fără de legi, Dumnezeu nu m-a alungat. S-a folosit de demitere ca să mă facă să reflectez. Era mântuirea Lui Dumnezeu. Exact. Nu mai puteam trăi în regret și pasivitate. Trebuia să mă căiesc, să caut adevărul și să mă înlătur firea coruptă, ca să nu mai fac rău. Amin. Da. Fără eșecuri și amondare, e greu să câștigi cunoaștere de sine. Categoric. Da. Odată în timpul devoționalelor, am citit un pasaj care mi-a oferit o cale. Uh -huh. Dumnezeu a tot puternic spune, a renunța la reputație și statut nu este ușor. Ține de măsura în care oamenii urmăresc adevărul. Numai înțelegând adevărul, o persoană poate ajunge să se cunoască, să vadă clar deșertăciunea din spatele căutării reputației și statutului și să recunoască adevărul corupției omenirii. Numai atunci poate renunța cu adevărat la statut și reputație. Nu este ușor să scapi de o fire coruptă. Poate că ai recunoscut că îți lipsește adevărul, că ești plin de neajunsuri și dezvălui prea multă corupție, și totuși nu depui niciun efort în urmărirea adevărului și te deghizezi în mod ipocrit. Făcându-i pe oameni să creadă că tu poți face orice, acest lucru te pune în pericol. Mai devreme sau mai târziu, te va ajunge din urmă. Trebuie să recunoști că nu deții adevărul și să fii suficient de curajos pentru a înfrunta realitatea. Ești slab, dezvălui corupție și ești plin de tot felul de neajunsuri acest lucru este normal. Ești o persoană obișnuită, nu ești supraomenesc sau omnipotent și trebuie să recunoști acest lucru. Atunci când ai impulsul și dorința constantă de a concura pentru statut, trebuie să îți dai seama la ce lucruri rele va duce acest tip de stare dacă este lăsată nerezolvată așa că nu pierde timpul în căutarea adevărului. Elimină-ți dorința de a concura pentru statut, înainte ca aceasta să crească și să se maturizeze și înlocuiește-o cu practicarea adevărului. Când practici adevărul, dorința ta de a concura pentru statut va fi diminuată și nu vei interfera cu lucrarea bisericii. În acest fel, Dumnezeu își va aminti de acțiunile tale și le va lăuda. Amin. 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 Pentru a lăsa deoparte reputația, trebuie să ai mai întâi cunoaștere de sine. Să poți să-ți recunoști activ defectele și să-i lași pe ceilalți să-ți vadă adevărata situație. Când dorința de a concura revine. Trebuie să te rogi conștient lui Dumnezeu să te lepezi de tine și să cooperezi cu alții. Doar atunci îți faci bine datoria. Da. da. Nu m-am axat pe cunoaștere de sine. Am devenit invidios, n-am vrut să-mi arăt activ starea. Și nu am căutat adevărul. Lupta mea pentru renume a perturbat lucrarea. Trebuia să acționez conform cuvintelor lui Dumnezeu. După aceea, mi-am destăinuit conștient starea pe care o aveam. Și am căutat activ să învăț de la partenerii mei. După o perioadă de timp, am observat că toți frații și surorile aveau anumite calități, care mie îmi lipseau. Mi-a fost și mai rușine de aroganța și ignoranța mea. Mi-am amintit cum am fost competitiv și am concurat pentru reputație, afectând lucrarea Bisericii, și am regretat și mai mult. M-am rugat lui Dumnezeu. O, Dumnezeule, prin expunere și demitere am avut unele conștientizări. În trecut am concurat pentru reputație, fără să mă gândesc la biserică. Am perturbat lucrarea ei și le-am făcut rău celorlalți. Nu mă pot numi om. Pe viitor sunt dispus să practic conform cuvintelor tale, să învăț din calitățile celorlalți și să cooperez cu ei, în datoria mea. Amin. Amin. Ulterior, au apărut niște probleme într-un nou proiect video, iar conducătoarea m-a repartizat să le rezolv împreună cu Lisa. De data asta, nu am concurat cu Lisa în parteneriat. Am discutat cu ea și am căutat activ sfatul când au fost probleme, mergând înainte doar când eram de acord. Uneori, când ideile Lisei erau mai clare decât ale mele, încercam în mod inconștient să arăt ce pot. Dar realizam, că iar concuram și mă rugam Lui Dumnezeu, mă lepădam de mine, acceptam sugestiile Lisei, meditam și căutam pe baza lor. Am văzut că ideile ei erau mai bune decât ale mele și le-am acceptat sincer. Slavă Lui Dumnezeu! Practicând așa, am fost împăcat. Cuvintele Lui Dumnezeu m-au învățat să cooperez, să trăiesc cu asemănare umană. Slavă slav 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 Lui Dumnezeu! Experiența ta mi-a fost de mare ajutor. Și mie.